Liderul TPDA Andrei Năstase susține că dacă el ar fi candidat în 2016 la alegerile prezidențiale în locul Maiei Sandu, ar fi câștigat în fața lui Igor Dodon. Declarația a fost făcută de Năstase în cadrul ediției speciale a emisiunii În centrul atenției de la Publica TV. Toate calculele pe care le-am făcut noi, cei de la platforma DA, post factum, astăzi Dodon nu ar fi fost președinte dacă aș fi candidat din partea forțelor pro-europene în 2016. Era foarte clar. Andrei Năstase a mai adăugat că deocamdată nu a primit un răspuns clar de la colega sa din blocul acum, Maia Sandu, dacă îl va susține la alegerile prezidențiale din acest an. Asta deși anul trecut ar fi avut loc o asemenea înțelegere între cei doi. În iunie, pe baza unui dialog purtat cu doamna Sandu, am convenit că domnia sa nu va candida la prezidențiale, că va sprijini candidatura PPDA. Noi o susținem la funcția de premier al Republicii Moldova, iar domnia sa mă va susține la, în 2020 pentru funcția de președinte. Anterior, reprezentanții PAS au declarat că anume liderul formațiunii Maia Sandu are mai multe șanse față de Andrei Năstase de a câștiga alegerile din 2020. În 2016, Andrei Năstase a renunțat să candideze la prezidențiale în favoarea Maiei Sandu. În turul 2 au intrat Igor Dodon și Maia Sandu. Dodon a învins cu 52%.